Maria și Ștefan au pornit la drum, au făcut un video din mașină, fără alte detalii și în seara aceasta puțin mai devreme au publicat o serie de fotografii, videoclip, s-au dus la Timișoara, acolo unde sunt Sabrina și Dima. Știți că Sabrina a făcut un grup de susținere pentru Maria și cele două au dezvoltat o relație foarte puternică, strânsă. A scris la descrierea fotografiei familie. Și aici îmi cer scuze pentru că nu sunt foarte clare fotografiile, a făcut un video. Mai a pupat-o pe Sabrina pe obraz, la fel și Sabrina pe aceasta, amândouă cu zâmbetul pe buze, fericite să se reîntâlnească pentru că în casa mireasă a fost invitată Sabrina să cânte, dar nu au avut ocazia să stea mai mult de vorbă, cu siguranță acum au tot timpul din lume să împărtășească din experiență fiecare.